Bună seara, doamnelor și domnilor. Remus Iordache, Accent TV Oltenia, Statul de Drept. Vorbim despre puterea sindicală, despre sindicatele din România. Evident, nu sunt singur statul de domnul Constantin Popescu, lider sindicat, sindicatul Liber Aluministu. Bună seara, domnule Popescu, bine ați revenit la Accent TV Oltenia. Bine v-am regăsit. După ceva timp. Vorbim despre sindicate. Suntem într-un an electoral, o să evităm locul ăsta, dar puteți să vorbim și de influența politicului, să zic, în zona asta sindicală. O să începem direct. Ce se întâmplă la sindicatul dumneavoastră Liber Aluministu? Știu că ați fost reales. Felicitări, nu știu cum să spun. Da, felicitări, e bine? Mulțumesc, da. Vă rog. După cum și dumneavoastră, așa este, am fost reales și confirmat în unanimitate de voturi în funcția de președinte, am fost ales birou executiv, Consiliul Sindicatului și toate celelalte. Vreau să vă spun că sindicatul are un rol bine stabilit și precis, aceea de a reprezenta interesele angajaților în cel mai bun mod și de a avea grijă ca ei să fie mulțumiți de salariile care le primești și de condițiile de muncă. Problema este că nu întotdeauna poți să reușești, iar nenorocirea asta economică care se produce la nivel mondial și care a afectat și România duce la salarii care nu mai pot fi mărite și majorate așa cum dorim noi, duce la măsuri de austeritate. Atâta vreme cât nu ai un profit, este clar că nici angajatorul nu poate să-ți satisfacă doleanța. Este important un sindicat în România în momentul acesta? Noi avem percepția de oamenilor muncii care erau până în 90 și sindicatele erau doar așa de fațadă, pentru că hotăra partidul. Ei chiar au putere în România? Sindicatele au putere în România? Adevărată, nu doar așa pe hârtie. Dacă știi să-ți reprezinți interesele și ești un sindicat serios, e clar că ai putere. Dar dacă ești un om care te compromise în diverse matrapați lucruri, este clar că nu vei avea niciodată o putere. Ce se întâmplă? Dacă tu îți reprezinți oameni și dacă oamenii sunt mulțumiți, câteodată mai mult, câteodată mai puțin, lucrurile vor merge bine. Sindicatele au un rol foarte bine definit în societate. Oamenii nu mai pot fi apărați de nimeni decât de sindicat. Politicul are problema lui și își apără, așa cum bine știți, membrii de partid. Angajatorul își apără foarte bine oamenii care conduc, nu angajații, câteodată se mai uită și în jos la angajați. Dar știți cum e povestea? Sătulul niciodată nu va crede flămândul. Asta e interesant. Apropo de aici, la noi, la Slatina, înțelege patronatul toate problemele sindicaliștilor? Adică dumneavoastră, ca lider de sindicat, mă rog, intrați și în discuții cu patronatul sau cu angajatorul, cum a zis dumneavoastră, patronatul, hotărăște și vă înțelege toate doleanțele, vă acceptă doleanțele care vin de bine din partea sindicaliștilor, adică angajaților cei de la operatorul economic, vă rog, care produce aluminul, Slatina, ca să nu facem reclamă. Vă rog. V-am zis, așa cum știți și dumneavoastră, anul trece pentru o perioadă foarte grea. Este vorba de lipsa de energie din piață și nu numai lipsa de energie, ci platforma marilor consumatori de energie, acolo unde se tranzacționează energia electrică, care este extrem de scumpă și care împiedică, practic, marii consumatori energofagi să se dezvolte și în felul ăsta să aducă banii la bugetul statului. Știți foarte bine că acolo sunt persoane din diferite spectre politice, din securitate, din politică și așa mai departe, care nu fac altceva decât căpușează statul român, vânzând sau revânzând, mai bine zis, energia și nedând posibilitatea celor care o consumă să o achiziționeze direct. Acum vreau să vă spun un lucru, așa cum spunea și pe asta, te va asculta patronul, te va asculta directorul general, dacă știi să-ți expui punctul de vedere și dacă ai dreptate. Nu poți să te duci cu minciuni și nu poți să te duci cu lucruri nerealiste, să convingi un om care cunoaște foarte bine, mai ales cum este domnul director general Dobra, care este de 30 și ceva director general, nu poți să păcălești un asemenea. Dacă ai argumente solide și dacă apelez la înțelegerea dumnealui, lucrurile merg bine. Dacă nu, atunci vei avea un eșec de foarte spectaculos. Și anul acesta am avut negocieri de salarii, chiar le-am terminat. Într-adevăr, vreau să vă spun că s-au obținut trecerea pe categoria unor oameni care, într-adevăr, se justifică. Am primit o sumă de 250 de lei brut și încă o primă de 300 de lei în fiecare lună, plină de producție deocamdată pentru două luni, urmând să renegociem și să discutăm în funcție de rezultatele financiare ale întreprinderii, că, după cum bine știți, dacă nu avem bani, plecăm acasă. Plecăm acasă, mai ales că este o firmă privată. Apropo, aveți o problemă cu cei care sunt la stat?
Dumneavoastră sunteți lider sindicat la o firmă privată, capital, mă rog, nu are nicio legătură statul, sau dacă are legătură statul, are în altă situație, nu o dezvoltăm, dar e firmă privată. E o luptă așa între privat și stat, domnule Bosu, dumneavoastră cum simțiți domnule așa ca lider sindicat? Nu este mă rog. Nicio luptă, dar vreau să vă asta spun. E percepția în piață, să spun. Când noi aparțineam statului, venea statul, aveam salarii mai mari decât cei din domeniul care lucrează în privat, în sistemul public și avem salariile mai mari. Și spuneam, bă, băieți, uiteți care e problema. Vă rog frumos, nu mai măriți salariile, că ne creați probleme. Astăzi, ei măresc adică salariile. Statul. Adică statul? Nu ne simțire, ca să vă spun în modul cel mai sincer, n-am nimic cu colegii mei. Foarte bine să câștige. Dar noi nu putem mări salariile la acest nivel, pentru că v-am spus, tot ei pe partea cealaltă, cu obișnițarii de energie și așa mai departe, cu speculanții de gaze și așa mai departe, vin, practic, și ne blochează în a avea un profit pe măsură ca să putem să ne recompensăm și noi oamenii așa cum îi recompensează și ei. Noi suntem cei care contribuim la bugetul statului. Noi suntem cei care venim din domeniul privat, pentru că cei care lucrează în domeniul public, într-adevăr, li se oprește și lor, dar li se oprește din banii care i-am dat noi. Ei nu vin cu nimic în plus la bugetul statului, știți? Deci aceiași bani îi rostogolesc. Noi suntem cei care pur și simplu cotizăm la cutia milei. Cutia milei, e interesant cutia milei. Apropo, ați amintit de căpușe, căpușari și toate cele și aceste firme, firmulețe care sunt în zona marilor producători de energie. Ce mai face la Ministerul Energiei? Ce se mai întâmplă la Minister? Celebrele discuții pe care aveam noi acum ceva timp. Domnul Burduja, care vine cu rucsac, cu spinare, cu bicicleta, cu motocicleta. Dom'le, e bine, pentru că omul are bani și de motocicletă și de bicicletă. Deci a venit domnul Burduja și a spus că există un excedent pe piața de energie. Și când l-am dus pe platforma marilor consumatori să cumpărăm această energie, crezând că e și ieftină, erau 5 megawați. 5 megawați care nouă ne sunt suficienți pentru a prinde jumătate din becurile pentru iluminat. Deci ăsta este domnul Burduja, un om foarte serios, vă spun, un mincinos. Da? Asumă așa ce iese... spuneți? Da, mi-asum, vedeți-vă treabă, sigur, că știți că mi-asum absolut. Că știți cum mi-afirmați. Un mincinos grave, care vine și spune, domnule, zice, e nemaipomenit. Domnul Iordache, hai să fim serioși. România produce energie atât cât produce vara, produce și iarna. Puteți să-mi spuneți și mie la ora actuală de ce nu funcționează eolienele? De ce nu funcționează... Nu e vânt. Hai, Dumnezeu, să fim nu serioși. E vânt pe Constanța. De ce nu funcționează centralele solare? Pentru ce? Vă spun de ce, domnul Iordache. Nu vor să producă mai mult, că producând mai mult, automat prețul scade. Iar șmecherii ăștia preferă să le închidă decât să facem producție. Făcând producție și ei, dar și cei care consumă energie, dau bani mai mulți la bugetul statului. Dar e țară plină de celule fotovoltaice. Am văzut că sunt zeci de hectare. Nu funcționează acele celule fotovoltaice? Nu, sunt serii întregi, dar sunt date afară. Vă spun sincer. Că vă gândeam deci că dacă doriți, produce, vă rog. Putem să mergem și vă demonstrați că nu merg. Și acele eoliene nu se vârt din cauza lipsei de vânt. Eu care vânt, domnule? Hai să mergem în Dobrogea. Păi acolo știu că sunt vânturile, da, din Dobrogea. Păi da. Nu știu dacă știți, au venit cei de la ecologiști și au spus, domnule, zice, să nu se mai învârtă centralele astea, că mor păsările. Păi domnule, acum, până la urmă, decât să moară oamenii, mai bine să moară păsările, nu vă supărați. Să nu moară nimeni mai că bine. Că nu o să moară toate păsările care stă acolo. O să vor treacă una, două, trei. Asta nu știam, că din cauza să stoprite aceste centrale eoliene. Apropo de firma unde sunteți dumneavoastră, mă rog, la firmă, unde lucrați la acest producător de aluminiu. Important, celebru și cred că la nivel internațional. De unde vine curentul pentru această firmă care mănâncă energie? Spunea cineva că dacă ar trebui să ia energia de la toată Slatina, n-am mai avea noi niciun fel de bec cu toată Slatina. Și tot n-ar mai porni. De unde vine energia? Înainte, când funcționam cu 5 hale, consumam într-adevăr în jur de 25% din energia țării. La ora actuală... Energia țării? Țării. Tocmai. La ora actuală, da, dar dădeam și bani la bugetul statului. 180 de milioane de dolari, 200 de milioane de dolari. Vorbesc numai impozite directe. Nu mai vorbim celelalte impozite și taxe, TVA, nu mai vorbim. Deci erau în jur de 5-600 de milioane de dolari care intra în bugetul statului. Moca. Știți? Fără să facă statul nimic. Astăzi statul, nu știu cum, nu știu în ce fel, au delegat niște oameni care spune, domnule, de mâine te îmbogățești. Vinzi energie și te îmbogățești. Asta se întâmplă, domnul Iordache. Și de unde vine curentul, energia pentru... Vine de la hidro, vine de la nucleară, vine de la eoliană. Aceasta nu o vând ei direct. O vând până interpuși.
Și automat sunt prețuri mai mari. Adică e cineva care câștigă din toată șmecheria asta. Asta este. Mai poate statul să intervină, să decăpușeze, să zic așa, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, pentru a veni direct, fără să mai fie aceste firme, filmulețe, căpușe, cum le spuneți dumneavoastră, care înghit așa foarte mulți bani într-un timp record? Domnule Odăche, statul este suveran. Statul poate face absolut orice. Eu am văzut state și văd state care au micșorat dobânzile în bănci. Eu văd state care, la ora actuală, au mărit impozitele în bănci. Dar statul român nu face absolut nimic. Se pare că este o mică căpușă a Uniunii Europene, iar ce dau ăștia cu bățul, înțelegeți dumneavoastră, faceți asta, dregeți asta, probabil au un traseu pe care trebuie să meargă. Asta o văd. Ai o direcție. Asta o văd, nu vă supărați. Nu pot să văd altceva. Adică nu cred că primul ministru, dacă ar fi informat corect, n-ar putea să intervină și să ia măsuri. Dar probabil că sunt oameni în subordinea domnului care nu-l informează. Vreau să vă spun o chestie, domnul Iordache. Am avut o întâlnire cu domnul premier Ciucă și vis-a-vis de energie. Și am spus, domnule, am vrea să discutăm pe problema asta de energie. Zice, domnule, nu mă pricep. Am înțeles. Omul e militar de carieră, nu mă pricep, dar zice, vă dau un consilier. Domnule, vine un consilier cu un caiet și începe să ne citească. Domnule, zic, stop. Vreți să facem un dialog sau vreți să facem un monolog? Și am spus, am văzut că omul era pe din afară. Dumnezeu, nu vă supărați. Ce profesie aveți? Ce sunt ofițeri de infanterie? Vă dați seama cu cine discutam probleme energetice? Și atunci, dumneavoastră, ce să vă spun? Că Buduru, antrenorul Buduru, era secretarul general al guvernului? Dar cine păi nu vă spărați ce facea, ne dădea cartonașe, galben, roșu. Dar cine îi aduce acolo sau care este strategia? Ei se duc unii pe alții. Am bine așa, apropo, domnul Popescu, tot ați amintit de domnul Ciucă. A trebuit să mă duc prin zona asta, Olteniei, să merg spre vest, partea de vest a României. Nu mai afișe cu domnul, un ostaș în slujba țării, cu domnul Ciucă. N-am nimic cu domnia asta, probabil că o să candideze la... Știu, o asociație care probabil care vrea să-l promoveze, nu știu ce mesele, funcție, probabil în funcția de mareșal în rezervă, nu știu, că președinte nu va ieși, vă garantez că nu va ieși. Oamenii, eu vă spun... Stau de vorbă cu cei din federație, stau de vorbă cu cei din sindicate, nu-l vor. Și nu-l vor nu pentru că omul ar fi un om rău, nu. Nu-l vor pentru că nu-l vor. Și-au dat seama clar că nu este un bun profesionist și nu e un om care să se plieze pe funcția asta. Nu știu cine va fi președinte. O să vedeți cineva președinte în toamnă, nu știu, cred că va fi în septembrie, spre decembrie, nu știu când s-au hotărât. Problema este, aș vrea să vă întreb un lucru important. Lumea evită la toate televiziunile, am văzut și televiziunile naționale, evită acest cuvânt sensibil, dar eu o să-mi permit să... Știu că este un război, toată lumea știe că e un război între Rusia și Ucraina, toată lumea se face, am pus bățea pe țambal, domnul Popescu, nimeni nu mai spune nimic și mai departe. Mai fac parte din acționariat oameni care fac parte din Federația Rusă la această firmă care produce aluminiu? Acum eu vă spun în modul cel mai serios. Nu știu cine e în spate. Dar știu că acționarul majoritar la ora actuală, care figurează în actele fiscului, este o doamnă de naționalitate evreică, izraeliană, care stă în Israel. De unde să știu? Așa fac parte frații Pavel. Sunt trei fonduri de pensii. Este fondul proprietatea care câștigă bani de aici și dau oamenilor pensii. Acum nu știu cine, eu nu știu cui dumneavoastră ați dat acțiunile, dar în mod normal nu pot să dau acțiunile cuiva și să spun, domnule, de mâine ești tu patru, că ăla poate să nu ți le mai dă înapoi. Orice om are o viziune și dumneavoastră aveți o viziune și evident că gândiți cumva spre viitor. Va mai fi peste 50 de ani această întreprindere aluminiu în Slatina, ca să nu face reclama, chiar să spunem direct numele firmei. Cum vedeți dumneavoastră? Care e perspectiva așa? Nu știu. Targetul, să spun. Dacă lucrurile vor merge în continuare așa și se va tinde să oprim industria, că de fapt asta se dorește, ca industria României să fie la pământ, să devenim un consumator al produselor de la celor din Uniunea Europeană, că sunt bune, că nu sunt bune, va trebui să le cumpărăm. Știți foarte bine, eu n-am nimic cu Darius Vrpo. Dar spunea... Fostul primar al municipiului Slatina. Dar spunea, la un moment dat, acest om spunea că o țară care creează din cetățenii lui mari consumatori, e o țară care face progres. Și este corect. Dacă tu consumi și nu mai repari bicicleta, e clar că la produce biciclete și așa mai departe. Știți că în Biblie spune că, e un citat și trebuie să-l spun la un moment dat, dacă m-a ascultat în închisoare, chiar mă gândeam acum că este într-o zonă mai delicată fostul primar și fostul ministru al economiei, că ați amintit lucrul ăsta.
Câți l-au căutat pe acolo, așa? Pentru că e și o chestie de moralitate și de respect și de ajutor și de altruism și umanitate. Să-l mai duce domnul pe sub cineva la acolo, să îl salute, să... Habar nu am. Eu, unul, v-am spus, am prieteni că e care... interesant așa că a făcut și pentru stat, și dacă, până la urmă, a greșit omul, plătește, exact. Fiecare am când greșește, plătește, dar... Nu știu, că s-au care au făcut diferite greșeli și care au făcut... Și-au ispășit pedepsa. Pentru mine rămân tot prieteni. Eu nu sunt prieten cu infractori, eu sunt prieten cu omul. Ce-a făcut e treaba lui și ispășește pedepsa și cu asta, asta. Dar vreau să vă spun un lucru. Bâlco, din punctul meu de vedere, este un bun profesionist. Indiferent ce vor spune ei, e un om care știe cu ce să mănâncă. Că a făcut prostii, e problema lui, plătește. Și nu din păcate am înțeles că după ce va ispăși pedepsa, nu știu câțiva nu are voie să candideze la nicio funcție publică, la nicio... Sunt niște reguli, mă rog... Totuși un bărbat tânăr. Eu sper să-l văd odată și odată revenit, pentru că e un bărbat tânăr și v-am spus, am cunoscut în viața mea câteva capacități. Oameni care pur și simplu m-au uimit și nu mă feresc să spun, e vorba de directorul general, e vorba de Vâlcov și mai e vorba de câțiva alți oameni. De Mircea Joană și de alții. Oameni care pur și simplu m-au uimit prin felul lor de a fi, prin felul lor de a purta discuții și de a aborda subiectele în sensul curat al problemelor. Trebuie să facem distinție dintre omul, un om și faptele pe care le face, până la urmă, pentru că poți să greșești. Știți cum e? Faptele nu se fac de unele singure. Se fac într-un anumit context și cu anumiți prieteni. Oh, Doamne, câți prieteni! Dar cine n-a greșit? Toată cine lumea n-a trecut strada prin un nepermis? Sau cine n-a trecut strada pe roșu? Sau cine n-a făcut, cine n-a încălcat legea? Toată lumea încălcă legea. Depinde cât de mult ai încălcat. Și depinde cu cine, mă rog, cine te înconjoară, care sunt cei care sunt alături de tine. Apropo de membrii de sindicat, sunt membrii de sindicat care au ieșit din sindicatul dumneavoastră pentru că n-au vrut să mai stea? Cam zis că sunt mai multe sindicate acolo la dumneavoastră. Suntem cel mai mare sindicat fără niciun doar și pot. Sunt oameni care se mai mută, dar sunt oameni care vin. Oamenii, în general, caută să iau o categorie ca să crească salariul, caută să-și angajeze soția și așa mai departe. Și ceilalți promit și peste o lună, două ne trezim cu el venind înapoi, dom'le, ce am mințit. Eu vă spun că noi nu mințim, că n-avem de ce să mințim și nici n-am să fac lucrul ăsta vreodată. Pentru că dând speranțe unui om. Sunt multe sindicate la noastră acolo? Da, sunt vreo 4-5, deci nu știu câte sunt. Dar... Sunt sindicate cu 19 membri, sunt sindicate cu 6 membri. Se poate face un sindicat? Da, s-au făcut la început și mă rămâne, rămâi ca ai personalitate juridică, 4 ani rămâi. Se poate face. Păi și partidele nu se fac cu 5 membri. O să fac un partid până la urmă, domnul Pescu, apropo. Cât de mult influențează un an electoral pentru dezvoltarea unei societăți private? Sau e important să dezică într-un fel de starea politică a României, o firmă privată este din România. Este foarte important ca sindicatele să aibă o relație corectă cu cei care guvernează într-un moment respectiv. Vreau să vă spun că am fost la congresul DGB-ului, unde Angela Merkel a venit și se adresa președintelui DGB-ului cu dragă domnule Rudi. Deci acolo sunt parteneri, unii sunt parteneri cu democrații, unii sunt parteneri cu verzii, că știți foarte bine, iar alții sunt parteneri cu conservatorii. Și acești oameni rezolvă problemele când sunt conservatorii la putere. Ei se duc și rezolvă problemele pentru toți oameni. Zi de muncă, salarii și așa mai departe. Concedii, deci, aici sunt destule probleme. Deci automat trebuie să ai relații corecte cu spectrul politic. Nu se poate, pentru că deciziile, 4 ani de zile, acolo se iau. Iar tu, dacă vrei să promovezi o lege, așa cum am făcut cu domnul comisar Iotsu, și salariul minim pe economie și coșul zilnic este făcut de mine și de domnul comisar Iotsu, la care domnul deputat să băteau ca să pună câte o virgulă, înțelegeți? Ca să aibă și, da. Să aibă un aport. Corect. Deci, o intervenție minoră. Se pot face multe, dar am stat la Comisia de Muncă, am stat 2 luni de zile ca să putem să scoatem legea salariului minim zilnic, salariului minim, care astăzi își produce efectul. Ați văzut, de la 1 iunie salariul minim este de 3700. Brut. Da, e important, vedeți net. În 2034, știți cât va fi salariul minim? Păi peste 10 ani, domnul Popescu, acum mai 3 ani. Eu vă spun cum este, că se ia o rată... Vă dați seama, sunt 10 ani până se ia o rată de inflație de 2,5%, iar salariul minim va trebui să fie de 67.000.
Problema brut. Este brut. Problema, da, dar mai sporuri, mai... Cum vei putea să susții asemenea salarii? Singura posibilitate de a susține asemenea salarii este să creezi o organigramă corectă și să încerci ca atribuțiile celor care pleacă, fără să încarci norma de muncă, să le dai celorlalți și pleacă unul, mai rămân patru, să dai la fiecare câte 25%. În felul ăsta poți să-i mărești salariul. Sau mai există o chestiune. Acționariatul și patronatul trebuie să se gândească să facă produse cu valoare adăugată mare, mai puține, dar de foarte înaltă calitate. Sunt mulțumiți sindicaliștii dumneavoastră de salariile pe care le primesc din partea patronatului? Sau eu sunt salarii, sau pun altă întrebare. Sunt salarii decente la această firmă, e important. Știți cum e, când spui slatina, spui aluminiu și e automat cei mai bogați să erau cei care lucrau la această firmă. Nu știu cum e acum. E greu de răspuns la o asemenea întrebare. Pentru adică au salarii decente, își pot crește copii, familie, tot. Ați întrebat pe cel care nu trebuia să-l întrebați. Păi eu fac și o greșeală mai. Eu vă spun un singur lucru. Salariile nu sunt nici mari, nu sunt nici mici. Dacă sunt decente. Că dar în momentul în care negociem un salariu și în momentul în care iau ceva la un salariu și mă zbat să iau ceva la un salariu, știu că sunt responsabil de familiilor, știu că sunt responsabil ca acei copii să meargă la școală încălțați, știu că sunt responsabil ca ei să poată să-și plătească facturile, știu că sunt responsabil de mult. Și atunci întotdeauna vă dați seama că mă gândesc la ei, că nu pot și nu reușesc întotdeauna, este cu totul și cu totul. Avem vreo 30 de secunde până la calculul publicitate, că așa e în televiziune, avem publicitate. Se mai dă jumătate de porc și un televizor color? Nu, stau în terminal. A fost în perioadă, când steau. Lucrez acolo, iau jumătate de porc. Dar cum era asta cu jumătate de porc? Venea un porc și îl împărțea? Știți că, dar era adevărat asta cu porcul, nu? Venea porcul să-l împărțea? Da, dar tot sindicatul a făcut chestia asta, pentru că erau oameni, le dădeam bani și în loc să ducă cu un porc acasă, îi dau. Și atunci am zis să-i dăm o jumătate de porc. Și pe ăla l-au vândut. Unii dintre ei. Săracul porc. Și cu televizorul color? La fel. Și atunci ați hotărât mai bine bani decât să le dați, sau nu, să le luați din asta. Bun. Transmite publicitate și revenim. Publicitate, vă rog. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D.
Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul. Darkon Group. Energie fără compromisuri. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer-apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit Acțiune TV Oltenia, statul drept, Remus Iordache, puterea sindicală, alături de domnul Constantin Popescu, lider sindicat, sindicatul liber al lui ministru. Vorbeam despre porc, vorbeam despre... Aș vrea să zic, vorbeam despre porc și unii porci, domnule Popescu. Asta cine înțelege, apropo. Cum este cu adunarea asta la Europa, cu bația pe țambal, cu aluminiu să nu se extindă? Simțiți așa o chestie că ni se strânge șurubul și că noi am gândit, da? Asta ar fi o întrebare și a doua că să leagă. Mai vin chinezii din urmă după aluminiu? Mai avem concurență la nivel mondial, la aluminiul nostru? Chinezii nu vin să cumpere aluminiu. Chinezii au atât de multe întreprinderi, dacă vedeți așa, China e plină de punctulețe cu întreprinderi care au. Ei s-au extins foarte mult în zona Africii și de acolo exportă bauxita, materia primă pentru a face aluminiu, și au foarte multe întreprinderi. Ei exportă la ora actuală și se pare că e și o joncțiune sau o înțelegere în care China și chiar Turcia exportă produsul de aluminiu din Rusia. Vă dați seama că acolo, dacă nu e măsurile care se intră... E o piață concurențială, noi și cu ceilalți? Da.
Este. Dar am înțeles că aluminiul românesc e cel mai bun din lume. Au puritate 99%. Nu era... este cel mai bun, dar este unul dintre cele mai bune. Și că se folosește la toate avioanele. Am înțeles că este preluat pentru... Și lucrăm și lucrăm. Fuzelaje și mai departe. Airbus pentru mai multe companii lucrăm. Firmele face reclamă. Lucrăm și le dăm produse. Înțelegeți asta. Problema este, domnul Iordache, că în România există o instituție OPSET, cea care protejează producția internă. Ăsta e bun național, până la urmă, aluminiu. Da, dar... Gaurul, am înțeles. Dar care nu ia nicio măsură. Adică, ce dacă România ar comanda niște avioane sau niște motoare, spunem în China, în America, nu contează unde. În mod normal trebuie să spune așa, da, eu cumpăr motoare de la tine, dar tu cumperi aluminiu din România. Ah, păi da, e mai greu, că e condiționare. Păi nu sau intercondiționare, așa da. Se fac, așa se face, da. Ei așa impun, să știți. Așa își protejează industria. Cum vrei să ai oameni care să nu fie în șomaj și să lucreze? Cum vrei să ai oameni care contribuie la sănătate, oameni care contribuie la șomaj, la fondul de pensii, la care îți plătesc la bugetul statului? Cum vrei să ai oameni dacă tu nu iei măsurile astea care sunt cele mai normale? Au intrat de la dumneavoastră în șomaj? De la... Domnul Iordache, am avut angajați? Într-adevăr... Iar a fost o discuție... Dacă... Am avut o perioadă foarte urâtă când eram la un pas de colaps. Într-adevăr, au fost câțiva oameni atunci când s-au închis halele de electroliză, trei hale de electroliză. Am avut oameni care au intrat în șomaj. Am fost o experiență neplăcută din toate punctele de vedere. Sunt câțiva de atunci, nu? Da, sunt trei ani. Trei, dar am avut, nu pot să vă spun cum, am avut plăcuta, eu știu... Inspirație. De a lua legătura cu anumiți factori de decizie politici, că de-aia vă spun, și ne-au ajutat prin felul de a pune problemele și a proteja oamenii. Deci... Ce înseamnă a proteja un om care este dat adică afară? Să nu-i dăm afară. Să nu mai plece nici jumătate, să nu-i dăm afară. Bun. Nu vă pot spune cum, dar într-adevăr am găsit o modalitate. Într-adevăr, ea este puțin mai ciudată, dar până la urmă interesul... Omul a preferat să îi se scadă salariul, dar să rămână la uzina? S-a întâmplat și situația asta? Dacă am avut și s-au fost o discuție, știu, între dumneavoastră, dintre de sindicat? Am avut situația sindicaliști. La un moment dat când au plecat, vreau să plece vreo 500 de oameni. Și atunci am spus așa, hai să vedem cum facem ca să putem să rămânem toți. Și am calculat și fiecare om a lucrat o zi în plus... A lucrat o zi în plus și acei oameni n-au plecat acasă. Pentru că, domnule, dacă e foarte greu să triezi, toți oamenii au probleme. Astăzi am aflat, spre surprinderea mea, că un om care a avut 5 copii a fost trimis atunci când a fost trimis în șomaș. Să știți că n-a știut nici directorul general, nici directorul resurse, dar cei care l-au trimis de acolo au știut. Este intolerabil așa ceva. Să trimeți un om care are 6-5 guri de hrănit, cu soția 6. Și acum ce face omul ăla? L-am adus înapoi. L-am adus înapoi, l-am angajat, nicio problemă. Astăzi a trecut pe la noi, soția i-a născut al 6-lea copii. Okay. E un om bogat. Da, deja, da. Când ai mulți copii, ești om bogat. Apropo de aceste negocieri, acest dialog social așa între patronat și lideri de sindicat, se întâmplă să mai iasă și scântei, domnul Popescu, cu toate așa? Să mai aruncă cu pahare de plastic, cu apă, bineînțeles, se ridică tonul, se dă cu pumnul în masă, știți cum se făcea legea cu pumnul în gură și așa mai departe. Cu pumnul în masă nu se mai dă de multă vreme, acum este legea argumentului. Eu v-am spus, e foarte greu să negociez cu un om de talia directorului general pentru că cunoaște absolut tot. Dacă nu ai argumente solide și dacă nu-i prezinți lucrurile și îi spui, dom'le, asta e inflația, astea sunt necesitățile oamenilor, hai să vedem cum facem, pentru că nu pot nici ca întreprinderea să se ducă pe minus, măcar să iasă pe zero, că dacă s-a dus pe minus, este faliment. Adică înseamnă că de mâine plecăm acasă. Asta e problema. Oamenii nu înțeleg. Mulți nu înțeleg, pentru că oamenii știu să facă producție, nu știu să facă negocieri. Corect. Iar eu sunt responsabil de lucrurile astea și mi-asum absolut tot ce se întâmplă, pentru că e normal. La început te boicotează, te mai înjură, eu știu, îți mai dă câte un telefon, te apostrofează, dar în final își dă seama că toate lucrurile astea au fost făcute în favoarea lui. Acele hale de electroliză s-au redeschis? Funcționează? Nu se vor redeschide niciodată.
Știți că era o discuție că va interveni guvernul României la cu vreo 3 ani de zile, când știți dumneavoastră, și o să vină toți grămadă și o să-ți dea seama că e bun național și că aluminiu este ca aurul. Și au fost de niște vorbe în vânt, nu? Niște, Dachid, așa, flu, ca să ne aflăm în treabă. Spun un lucru. Păi, în primul rând, sunt în conservare sau care e statutul lor în momentul ăsta? Sunt oprite. Sunt oprite. Deci, ca să deschizi o hală de electroliză, costurile sunt cam mici. 130 de milioane de dolari, aproximativ. Deci, ca să deschizi 3 hale de electroliză, înseamnă 400 de milioane de dolari. Da? În cât timp vei recupera tu banii ăștia? Hai să spunem că le deschidem. Dar cu cei 5 megawatt dați de burduș? Păi, dar ce dă domnul ministru din buzunarul lui? Păi nu știu, asta spune, asta se laudă biciclistul ăsta. Domnul, că merge cu bicicleta acum. Păi și ce să-i fac, domnule? Dacă mergea cu trotineta, îi ziceam trotinetist, nu știu cum dracu. Dar e biciclist, nu? Vedeți că acum s-au umplut statele de trotinete. Să fie sănătoși. E foarte bine. Și cu ce vor, domnule? Poți să meargă și pe jos și cu trotineta, cu căruța și cu măgarul și cu vaca. Măgarul, treabă lor, fiecare om liber. Apropo de aceste hale, ăstea o să rămână așa, sunt în conservare. Cele care funcționează vor funcționa totdeauna sau este să mai topească câte una așa în timp? Deci, se mai închide câte una așa, mai așa, o mai dispare. Vreau să vă spun că contractele de energie le stoarcem foarte greu. Deci le obținem extrem de greu la prețuri foarte mari. Norocul este că la ora actuală este un preț puțin mai mare la aluminiu. Dar nu întotdeauna prețul ăsta va fi. Bursa din Londra? Da, la noi, din Londra, da? Din Londra. Dar nu va fi. V-am spus, iar concurențial ai pe piață Turcia, care v-am spus ce aduce, ai pe piață China, care știți ce aduce, mai avem și Europa, nu poți să ții pasul cu ei. În Franța mai e cu bauxita, parcă era în Franța. Hai să vă spun un lucru. Știți când ne spuneau germanii, nu dați bani la întreprinderi că este mită. Nu susțineți. Astăzi germanii dau bani la industria lor cu grămada. Adică guvernul german. Da, guvernul german. Și spune, zice, dați și voi. Păi de unde să dăm noi când am avut posibilitatea? Nu, n-ai lăsat ca să facem, să nu facem concurență. Iar astăzi dați și voi. Păi de unde să dăm dacă n-avem? Deci asta e Germania, Uniunea, domnule, asta e Uniunea Europeană. Să stea la ea acasă, să ne cam lase recumpace. Eu vă spun, să asta ne cam cu lase. Naiba nu e, vine în toate. Nu trebuie să televizată, da. Ideea știți care este? Noi trebuie să ne poziționăm noi ca cu demnitate, adică oamenii care sunt pe acolo, pe la Bruxelles, europarlamentarii, chiar să apere interesele statului român. Vă respectă cineva în Uniunea Europeană, ca român? Nu știu, n-am fost acolo, sunt europarlamentar, nu sunt membru de partid. Același lucru l-am și eu, același sentiment. Adică să poți să vorbești, să ai un boss, o decență. Nu-i suport. Cum ei nu mă suportă pe mine, nici eu nu-i suport pe ei. Dar nici nu putem să închidem statul român, să ne punem zidul așa la graniță. Dar n-am spus să ne izolăm. Să comunicăm. Dar n-am spus să ne izolăm. Am spus să ieșim din stadiul de slugă. Adică suntem un stat de drept și să fim tratați ca un stat de drept, ca orice stat de drept din Europa, membru al Uniunii Europene. Nu slugă, domne. Vine austriacul și spune, dăm gazele. Vine ăla, dăm nu știu ce. Păi, dar ce suntem noi? Nu trebuie să intervină statul român, adică oamenii politici, politicienii, nu știu, sau... Ba da. Trebuie să spună la modul decent la un european acolo, fraților, ia mai lăsați-ne că fiecare e cu treaba lui. Pentru, dar avem și un exemplu că am forțat cu domnul Orban, adică ce s-a întâmplat în Ungaria. Știm. Vedeți că s-a cam supărat puțin pe acolo. Polonezi iar la fel văd că au o altă atitudine, Polonia vedere, și Ungaria. Din punctul meu de vedere, Orban procedează corect. Își apără cetățeni și țara. Este corect. Dar se pare că noi avem politicieni în pantaloni scurți. Ăla are pantaloni și ai nu știți unii dintre ei sunt în pantaloni scurți. Da, îmi vine ideea atunci când eram și ce ministru și în direct și, mă rog, i-a căzut camera și eram... Era dezbrăcat. Era în budică. Era de era la costum. Era în cămașă. Era în cămașă, chiar făcând de acum. Apropo, revenind la ce se întâmplă în Olt aici la noi, la Slatina cu aluminiu. Eu chiar mă gândeam la un moment dat să scrie pe dealul grădiștei Slatina și să punem un ligou de ăla. Când a fost atunci cu... ziua porților deschise, am primit cadou câte un tricou și câte un lingou, dar așa l-am acasă, lingou ăla. Să fie un lingou la intrare, știți? Adică e o imagine. Când spui Slatina, să ia aluminiu. Oamenii care... Sau pun altfel întrebarea. Că m-a întrebat și la un moment dat, că de regulă mai discut cu prietenii cine este invitat. Se mai fac angajări acolo la firma? Da, facem angajări. Că iar era o discuție că nu mai se fac angajări, că da, nu mai sunt posibilități. Facem angajări, domnul Iordache, pentru că noi încercăm să dezvoltăm producția. Încercăm să facem produse, v-am spus, cu valoare adăugată mare. Problema este că există o mână de forță de muncă care se tot rotește. Adică? Pe la noi, pe la Prezmian, pe la altă firmă, nu le face reclamă. Iar ăștia, marea majoritate, sunt speciangii,
dintre ei, marea majoritate. Păi nu, se tratează de COVID. Eu vă spun un COVID, ceva serios. Unui prieten, deci de COVID. Am la trei luni, la două luni, la trei luni, că ei sunt la o perioadă de probă, vine și spune ce am băut, că a venit frate-mi în Spania. Și dar nu se mai pune chestia la poartă, ba, da. Cum se cheamă, făturul sau ce. Ba da, și spune, zice, dumneavoastră, să mă ierte. Păi dumneavoastră, poți să te ieri cu 0,96, poți să te ieri pe tine. 0,96 e aproape de cum alcoolică unul la mie. Am băut că a venit frate-i de bucurie. Da, da, puteai să-ți iei concediu medical, sau eu știu, dracu, puteai să nu vii. Luai o nemotivată și... Se taie în carne vie pentru alcool? Bineînțeles, fără problemă. Deci nu există iertare la... Gândiți-vă că acești oameni pot să moară ei, dar pot să pună în pericol și viața celorlalți. Apropo, au fost evenimente la ultima perioadă, la această firmă? Nu, n-am mai avut evenimente. Adică să mai sară o cuvă de aia, să mai sară aluminiu? Nu, n-am mai avut evenimente. Dar v-am spus, există riscul în orice moment, dacă nu ești atent, să pățești fel și fel de vinuri. Cei care sunt maestri și ingineri se mai angajează în zona asta, zonelor specialiști, da. Cu studii superioare, da. Vorbesc de ingineri, da. În domeniul metalurgiei. Acum mai nou am avut câțiva angajați care erau pe post de muncitor și care am făcut ingineri și au mers către electrolize. Și mai sunt bine, și-au făcut facultatea între timp, da. Nu puteau dar să fie... Dar avem o problemă aici. Vă rog. Inginerii care vin noi nu visează, domnul Iordache, decât salarii de la 8.000 de lei în sus net. Oho, dumne, păi, asta înseamnă... Păi vin și eu la... Ce trebuie să fac ca să fiu la să lucrez la noastră? Ce trebuie să faci? Aia, la metalurgie, da, mă duc. Asta înseamnă să-i dai 15.000 de lei brut. Dumne, nu pot, că cu banii ăștia pot să plătesc niște muncitori care să suplinească și pe ingineri. Dar un inginer câștigă 8.000 de lei la dumneavoastră? Sunt oameni net, vorbesc net. Sunt oameni care câștigă foarte mult. Sunt oameni care, nu pot să vă spun. Dar, vă rog, sunt e confidențial. Dar câștigă foarte mult. Dacă acești bani se câștigă. Dar cei care sunt vin la început, e normal să o ia de jos. Am avut în grilă de salarizare de la 1 la 17. Ca să-i motivăm să vină, am tăiat primele 3 grile, dându-le posibilitatea să înceapă de la grila 4-a de salarizare. Deci nu poți nici să-l duci, ei vor dincolo de șefii de secție, dincolo. Nu visează decât bani și au o problemă, domnule Iordache. Vor să muncească cât mai puțin, cât mai mult timp liber. Ca inginer trebuie să fii acolo, nu? Să fii supervisor, da. Să fii atent la... Vorbesc foarte serios. Dar învățământul nostru în zona asta metalurgiei este învățământ performant? Vi se pare că sunt pregătiți inginerii în zona asta? Domnule Iordache, am discutat chiar cu la Politehnică și Politehnică... Zona neferoasă, tot mă gândeam. Politehnică va deschide aici câteva clase la agricol. Era o discuție, era o altă întrebare, că are legătură cu ce vreau să vă adresez. Vă rog. Este deja adică UPB, Universitatea Politică din București, vă rog. Corect. Este luat în calcul și vă dați seama că vrem să pregătim oameni. Am mai avut și cu inspectorul general de la învățământ, cu domnul Adelin, am avut câteva discuții, am avut câteva clase dual, unde am pregătit niște oameni. Unii dintre ei au plecat, unii dintre ei au rămas. Vorbiți de liceu metalurgic? Liceu metalurgic. Vorbesc cu ei. Deci sunt oameni, oameni care vin și oameni care pleacă. Ce se întâmplă? Toată lumea acum vine și îmi spune ce domnule, de ce? Vreau să-mi angajez băiatul. De acord cu asta. Ce este hairstylist? Adică frizer, nu? Nu avem ce tunde. Eu nu mă împăr. Iarba, poate iarba după asta. Eu nu mă împăr. Și dacă îl spui că îl angajez, necalifică, ce dumneavoastră, ce băiatul meu a făcut liceu, îți bagi joc de el. Iar altul mi-a venit, ce dumneavoastră, zice, eu sunt preparator fizic, domnule. Și ce vrei să ne faci masaj? Interesant. Lumea e metalurgie. Ăștia sunt oamenii. Copiii care termină la metalurgie se angajează, cei care termină liceul metalurgic? Să știți că cei care, cu mulți dintre ei am încercat... Care fac școală profesională, da, și așa mai departe. Mulți dintre ei am încercat, cu unii am reușit, cu unii nu. Pentru că nu vor, pur și simplu nu vor. Adică v-am spus, tineretul vrea bani foarte mult, foarte mulți bani, într-un timp foarte scurt, înțelegeți dumneavoastră? Cu un timp foarte limitat. Domnul Popescu, eu am fost acolo în vizită, când a fost ziua porților deschise. Mi s-a părut greu acolo, să știți. O căldură de nu se poate. Și nu erau... Și salariile sunt pe măsură. Adică să stai în aluminiu ăla pe acolo și căldurile de... Dacă când un cuvist sau un podist iese cu 8.000 de lei pensie, cum credeți că e? Asta nu mai luați în calcul? Înseamnă că și salariul e pe măsură. Da, și muncii pentru treaba asta. Bineînțeles, adică dar nu-i contestă nimeni. Pentru că nu i-am dat dacă n-ar avea merită. Nu i-am dat, dar îi dăm pentru că merită chestia asta. Sunt mulți care au lucrat în electroliză și nu m-au dinț. Știți prea bine că poluarea asta din slatina ne-a atacat din zic. Sunt care nu vă luați. Cam așa spuneau, că aluminiu e poluare și ne-au atacat dinții și ne-au mâncat toate oasele. Nu mai poluăm deloc. De cât timp nu mai poluați? De cel puțin 7-8 ani. Veniți și vedeți. Da, deci când doriți dumneavoastră. Deci noi avem de la mediu
acord integrat, că nu poluăm. Și așa este, pentru că nu vom, n-avem de cum ce. Cum e cu acele hale ecologice? Când am fost, ni s-a prezentat acele hale performante, ecologice, reciclare. De ce se întâmplă? Gazele, era vorba de gaze. Corect. Gazele și praful care iese din cuvă, cuva este acoperită. Gazele merg printr-o tublatură, merg într-o instalație a centrului de tratare gaze, acolo, cu alumina, particulele se depun pe alumină și vedeți seama că în felul ăsta mai recupere și o parte din substanță și ia alumina, hai, se reîntoarce în Lacov. Bună idee, cine a avut în minte treaba este, asta? Asta e un proiect adus de directorul general din Franța. Bun, deci înseamnă francezii nu au industria asta metalelor neferoase? Că erau, știu că erau o perioadă puternică așa francezii pe piață. Da, ei sunt terminați. Ce mai au puțin grecii, au nemții, au alții, au englezii, au. Dar există, sau mă rog, să vă pun altfel întrebare. Credeți că statul român ar trebui să se gândească că anumite instituții, anumite întreprinderi să fie de interes național? Adică, dom'le, cade jumătate din România, dar nu cade curentul către Slatina, către Lumini. Adică să fie altfel gândirea, ca să recupereze. A spus că sunt bani, nu, care se duc la bugetul național, bani mulți. Eu cred că o gândire sănătoasă este aceea de a te gândi ca toți oamenii să-i scoți de la ajutoare sociale și să le dai un loc de muncă. Atunci toată lumea are ocupație, toată lumea va câștiga un salariu cât de cât de cent și să poată să-și acopere găuri. Bugetul statului va primi bani, sănătatea va primi bani, fondul de pensii va primi bani și așa mai departe. Păi poate oamenii sunt bolnavi, nu pot să... Cei care sunt bolnavi, îi tratăm ca atare. Sunt anumite categorii care nu intră aici. Nu putem să aduce pe cel care are un handicap grav. Dar cei care pot să muncească și care se vaită, vezi, Doamne, că nu știu, și eu am diabet, dar muncesc. Ce pot să fac? Toată lumea are câte ceva. Dar depinde dacă vrei sau nu vrei să muncești. Depinde, văd că unii care apar pe la televizor au la mai un nivel superior, așa. Din păcate, au niște probleme, așa. Nu știu cum Dumnezeu sunt ținuți așa în funcții. Nu dăm nume, că n-avem voie, că intrăm în alte polemici și nu e cazul. Mai avem foarte puține minute. Aveam o grămadă de lucruri pe care doream să vi le adresez acum, o grămadă de întrebări. Aș vrea așa pe final să ne spuneți ce așteptări aveți dumneavoastră în următorii 5 ani, ca să nu mai vorbim de următorii 50 de ani, în 5 ani. Aluminul românesc o să fie tot așa cotat pole position, ca să spun, apropo de bursa din Londra, că văd că oscilează așa, am văzut la televizor, chiar acum m-am pregătit. Văd că aluminul are, de ce sunt aceste mișcări așa de la bursă? În funcție de cerere și ofertă. Că sunt niște așa, niște în funcție de curba lui Gauss, să spun când așa. Este mai ascendent, când este mai scump, da, și așa mai departe. Interesant. Eu vreau să vă spun că am un singur cel. Celul meu este acela de a face ca această entitate, Alro, să existe. Mă rog, aluminiu. Și să rămână aluminiu. Da. Și să rămână, da, să rămână în continuare ca un bun pentru cei care stau în Slatină. Mi se pare că e o concurență cu ceilalți operatori economici. Au venit foarte mulți operatori economici în Slatina. Doamne ajută, cu capital străin. Majoritatea sunt capital străin și mi se pare că, spuneați dumneavoastră la un moment dat, nu mai facem reclamă, că sunt angajați care vin la dumneavoastră, se duc pe la cabluri, se duc pe la roți și așa mai departe, ca să facem reclamă. Dar nu-i ține nimeni. Și că e o mișcare așa, dar de ce se mișcă? Oamenii ăștia doresc un loc de muncă bine plătit, să nu muncească deloc și... Aveți vreodată întâlnit cu lideri de sigat de la aceste firme care sunt cu cauciuc, cu sârma, ca să nu fac reclamă? Colaborăm întotdeauna. Colaborăm întotdeauna și cunoaștem foarte bine situația din întreprinderi respective. Chiar colaborăm și cu anumiți directori de resurse umane și ne oferim informații unii la alții pentru că ne interesează și pe noi și pe ei ca bunul mers al întreprinderii să fie unul normal. N-am vorbit, dar trebuie să vorbim ultimele 2 minute, cred că 2 minute le mai avem. Cu administrația locală, că toți au făcut schimbări, cum o să dialogați? Că toți au făcut schimbări în Slatina, că trebuie să aveți dialog și cu administrația locală. Bănuiesc că să duc bani și, nu? Să duc și aici, da, nu? La Slatina. Eu sunt consilier județean, am 2 mandate, acum sunt la al 3-lea mandat, am fost reales. Felicitări! Sunt vicepreședinte la partid, vreau să vă spun următorul lucru. Vă rog. Noi, cei din PSD, întotdeauna ne-am supus voinței electoratului. Ceea ce hotărăște electoratul, aia vom face. Nu suntem oamenii care să nu recunoaștem alegerile, nu suntem oameni care să facem contestații, ați văzut foarte bine. Suntem oamenii care ne supunem și acceptăm ceea ce hotărăște electoratul.
Bun, mâine o să fie al primar. Să sperăm. Foarte și Dumnezeu, bine. Doamne ajută, Doamnește. Să facă bine, că va face bine pentru toată lumea. Nu mă interesează culoare politică, mă interesează realitatea. Spuneați că înainte de emisiune că o să vă adresez 1000 de întrebări și răspunzi de la toate. Vă adresez o întrebare, dacă puteți să-mi spuneți. Câți bani ia Slatina, această locală de la Aluminiu Slatina? De la, am zis bine, că nu e firma. Taxele și impozitele nu le pot spune, dar vă pot spune așa. Ce se poate spune, ce se poate spune, evident. Vă pot spune așa, că am dat spitalului județean peste 10 miliarde de lei vechi. Și acele ambulanțe, am văzut donate de firma. La ambulanță, le-am dat 500 de milioane, le-am dat pentru a-și cumpăra un manechin și am dat la toate entitățile, inspectoratul județean de învățământ și la toate celelalte, la toate entitățile care am putut să le dăm, le-am sprijinit pentru că sunt entități care trebuie să funcționeze. Deci sunt lucruri care vin din partea acestei exact. Firme pentru Slatina. Deci sunt bani care sunt... Să știți că banii ăștia nu se obțin ușor. Banii ăștia trebuie să mergem în fața directorului general, în fața președintelui Consiliului de Administrație și să susții această comunitate are nevoie de acești bani. Să dea Dumnezeu după voastră să aveți tot timpul bani ca să dați la comunitate pentru aici și să aveți un dialog exact cum decent, de bun simț și respectuos cu noua administrație locală, cred că zic bine. Da, nu avem niciun fel de probleme, nu ne deranjează, poate bine oricine. Mulțumim și vă așteptăm la emisiune. Toate cele bune, la revedere!